Studiile arată că, la nivel mondial, între 13 și 40% dintre copii și adolescenți au probleme legate de învățare și, din această cauză, au nevoie de ajutor suplimentar. Aceste dificultăți pot fi asociate cu problemele de comportament. În cazurile în care sunt identificate de către un specialist, diagnosticul poate fi cel de dislexie, tulburare a limbajului, ADHD, dispraxie sau tulburare de spectru autist. În cazul acestor tulburări, experții în neuroștiințe au încercat, de-a lungul timpului, să identifice regiunile specifice care ar putea fi implicate. Studii anterioare au demonstrat că un număr mare de regiuni cerebrale au un rol în acestea. Recent, o echipă de cercetători de la Universitatea Cambridge a propus o ipoteză care nu face parte din aceeași paradigmă. Conexiunile slabe joacă un rol important în cazul dificultăților de învățare și nu anumite regiuni din creier. Oamenii de știință au susținut de zeci de ani că există regiuni specifice ale creierului care prezic apariția unei tulburări sau a unei dificultăți de învățare anume. Noi am arătat că nu este cazul. Este mult mai important să aveți în vedere modul în care aceste zone ale creierului sunt conectate, în special modul în care sunt conectate prin hub-uri, explică doctorul Duncan Astle, autor principal al studiului. Cercetătorul și colegii lui afirmă că această descoperire deschide perspectiva unor îngrijiri mai bune, dar și reducerea stigmatului social care este pus asupra acestor copii. De asemenea, noul studiu poate explica de ce tratamentele medicamentoase s-au dovedit ineficiente în cazul unor condiții precum ADHD-ul, care, deși au redus hiperactivitatea, nu au îmbunătățit și capacitățile cognitive sau îmbogățirea bagajului de cunoștințe.